Pentru prima oară în acest an, ceremoniile de final de an școlar au avut loc în condiții speciale, având în vedere măsurile impuse de pandemia de coronavirus. Elevii și preșcolarii nu au mai intrat în sălile de curs de la mijlocul lunii martie din cauza pandemiei de COVID-19. În toată această perioadă, ei au desfășurat lecții online. Materia neparcursă în acest an școlar va fi recuperată în anul școlar viitor. În acest an, mediile au fost încheiate cu minimum două calificative sau note, așa cum preciza la sfârșitul lunii aprilie, Iniisul Anisie fără a se susține teze. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, anul școlar 2020-2021 ar urma să înceapă la mijlocul lunii septembrie, însă revenirea efectivă în sălile de clasă a elevilor și preșcolarilor va fi decisă de autorități în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus. În județul Sălaj există 35.600 de preșcolari și elevi.